Mobilizare generală în ultima săptămână dinaintea Paștelui în județul nostru. Organizația PES Activist Mehedinți, coordonată de Bogdan Simcea, a pus la cale o acțiune umanitară pentru ajutorarea familiilor nevoiașe, hotărând astfel să aducă acestora o forumă din bucuria sărbătorii Învierii Domnului. Organizația PES Activist Mehedinți, coordonată de Bogdan Simcea și sprijinită de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers astăzi în scop caritabil în comuna Malovăț. A venit de Bulașu. A devenit deja o tradiție ca în perioada premergătoare sărbătorii Învierii Domnului, această organizație cu suflet mare să fie alături de cei aflați în dificultate, nu numai cu gândul, ci și cu faptele. Astfel, alături de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă și primarul comunei Michescu Ion, PES Activist a oferit zeci de alimente, produse de igienă, hăinuțe și jucării. Uite, aveți jucării acolo, de să uite aici jucării. Uite câte hăinuțe. Te vezi acolo ai jucării. Uite un iepuraș. Hai să dau un iepuraș, vrei? Uite, dă un iepuraș. Uite un iepuraș. Uite aici. Aici aveți hăinuțe. Mami, hăinuțele să le puneți. Bă, ai mic, veni-mă încoace, vrei? Ce e mărușinare? Uite, veniți să avem și pentru voi! Uite, păi da? Uite, mai iau și aici jucării pentru tine! Care-i Gheorghe, mă, uite, ce... Uite, și pentru tine avem! Și tu? Andrei? Foarte bine! Familia Mânăloaie are 4 copii, mai exact 2 băieți și 2 fetițe. Surpriza oferită de autoritățile locale și județene i-a lăsat fără cuvinte. Tatăl copiilor este din Botoșani, iar împreună cu mama lor au construit totul de la zero. Chiar dacă norocul nu a fost de partea lor, aceștia sunt niște părinți implicați și din puținul lor încearcă să le ofere celor mici tot ce au mai bun. O familie unită, am înțeles că împreună cu soțul dumneavoastră ați luat-o de la zero. Da, de la zero am luat-o. Și cu copiii, și cu copiii la școală, și cu casă făcută. E greu. Dar mergem înainte și suntem uniți și suntem alături de noi. Unul de altul. Aveți 4 copilași, toți sunt la școală? Cu minți și la școală. Dar trebuie să mergem înainte, că trebuie să le dăm lor un viitor, nu nou. Toții traversăm o perioadă grea din punct de vedere economic cu aceste scumpiri. Cum vedeți? Foarte greu. Foarte greu, s-au scumpit, nu că mult, foarte mult. E greu, dar trebuie să le trecem cu bine, că poate s-o regumenta treburile și o fi bine. Ce părere aveți despre această vizită în pragul sărbătorilor voastre? Foarte plăcută, în prag de sărbători, nu ne așteptam. Lucruri utile pentru... Da, da. Ce trebuie pentru cei mici, e binevenit și bine primit. Mulți copii din familiile defavorizate suferă în special în pragul sărbătorilor, atunci când mesele ar trebui să fie pline cu bunătăți. Organizația PES Activist Mehedinți, coordonată de Bogdan Simcea, a încercat de fiecare dată să le asigure o masă caldă și să aducă un zâmbet pe buze celor cu o situație financiară precară. Avem cadouri. Cum le avem cadouri de la iepuraș. Dacă ești cu mine acum, nu mai Bogdan Simcea, coordonatorul PES Activist Mehedinți, este un om implicat și atent la nevoile cetățenilor, în special când vine vorba de persoanele nevoiașe. Odată ajuns în curtea familiei Amânăloaie, acesta i-a cucerit pe cei mici cu vorbele sale calde. Deși copiii erau foarte rușinoși, Bogdan Simcea a reușit să se împrietenească cu ei și să le aducă un zâmbet pe buze. Ne bucurăm să fim astăzi în comuna Malovăț. Suntem părtași la o acțiune la nivel național, inițiată de către organizația PES cu sprijinul domnului președinte Victor Negrescu. Suntem astăzi prezenți cu colegii noștri de la PES Activist în organizația județeană Mehedinți. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului primar, domnilor parlamentari, domnului Alin Chirilă, domnul deputat. Aș vrea să mulțumesc președintelui Consiliului Județean pentru sprijinul
acordat pentru această acțiune. Deputatul PSD Mehedin Cialin Chirilă a fost prezent la acțiunea caritabilă din comuna Malovăț, fiind o persoană implicată și darnică. Acesta nu ratează nicio ocazie să fie alături de oamenii cu o situație financiară precară. Aceste acțiuni au devenit o tradiție, fiindcă niciodată nu am uitat de unde am plecat. Și așa cred că ar trebui să simtă fiecare dintre noi care au acces la o anumită funcție care reprezintă poporul român. Tot timpul trebuie să știm de unde am plecat, să nu uităm acest lucru și să fim alături de acești oameni care, până la urma urmei, ne-au trimis în Parlamentul României ca să avem grijă de destinele lor. Totodată să nu uităm niciodată că noi suntem beneficiarii taxelor și impozitelor pe care acești români și acești oameni le plătesc, din care noi primim salarii ca să avem grijă de bunăstarea lor. Și bineînțeles că ajungând acolo trebuie să îi ajutăm și noi, adică să dăm din ceea ce primim noi, să întoarcem măcar o mică fărâmă în societate. Este normal să fim în preajma sărbătorilor de Paște alături de aceste familii ale comunei Malovăț. Am mai fost, așa cum a spus și noastră, și în alți ani. Și totodată, astăzi, practic, reprezint parlamentarii de mediedință ai PSD-ului în această acțiune a lui Bogdan Simcea, noul coordonator al PES Mehedinți. Primarul comunei Malovăț, Michescu Ion, este un primar apreciat în comunitatea pe care o conduce, deoarece acesta le-a asigurat tuturor cele mai bune condiții de viață. Familia Mânăloaie are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia și îi mulțumește pentru tot sprijinul acordat. Dădeam pe baterie, pe mașină și pe canalizare. A luat un canal, avem și apă bogată în curte, avem și noi transpunem, că tot mai și canalizarea. De fiecare dată când avem posibilitatea și când putem, suntem alături de ei, pentru că datorită lor suntem în această funcție și nu numai la nivel național, toți care îndeplinim funcții politice suntem datorită lor în aceste funcții și încercăm să facem pe cât posibil tot ceea ce putem. Este o acțiune organizată la nivel național de PES, de domnul președinte Negrescu, iar la nivel județean această acțiune este coordonată de către domnul ministru Bogdan Simcea și încercăm prin această acțiune să aducem o bucurie în casă copiilor și nu numai lor, și părinților, pentru că sunt familii care au probleme financiare. Viața este uneori mai mult decât nedreaptă, iar vremurile în care trăim devin din ce în ce mai grele. Din acest motiv, PES Activist nu ratează nicio ocazie să fie alături de cetățeni. Din păcate, sărbătorile, mai ales pentru copii, ar trebui să însemne masă îmbelșugată, cadouri, adică iepurașul să le aducă ceva și nu numai hăinuțe, și alimente, și dulciuri. Copiii se bucură în mod principal de dulciuri. Iată că astăzi suntem la o familie cărora le-am adus o mică bucurie, spunem noi, cu ocazia sărbătorilor pascale. Copiilor multe dulciuri și părinților un mic ajutor pentru a face o masă îmbelșugată în ziua de Paște. Organizația PES Activist Mehedinți face totul din suflet și cu mare drag. Aceasta își dorește ca fiecare familie să simtă farmecul care se așterne asupra noastră atunci când sărbătorile se apropie.